Hai, salut, eu sunt Scaro și astăzi vreau să ne jucăm puțin Mortal Kombat 11, să continuăm povestea și chiar când am intrat în joc am primit gift, aparent. 500.000 de coins, 500 de inimi, 1000 de crani verzi și încă 1000 de ceva. Deci eu încă nu știu ce-s astea, știu că pot să-ți cumperi skin-uri și vrăjeli, dar nu știu exact la ce le folosesc sau unde mai exact. Anyway, hai să ne vedem noi de treaba noastră. Aici de ce apare că încă am 15.000 numai, dacă tocmai am primit 500.000? Bun, și cum v-am obișnuit, îi dăm direct drumul la fight. Hai să-l alegem pe Liu Kang. Hâți, ok, l-am ales. Nu, bun, deci ce față rotundă are la ca mine? Ăla merge să dea dizarul la traps și noi trebuie să-l batem pe Scorpion. Alright. Hai să dăm, mai știu butoanele, hâți. Oh, hey. Stai, bă! Ok. Ok, el are sabie, nu-i corect. Eu am ceva cuțitaș. Nu-mi place cum atacă ăsta. Oh, shit. A, n-am apucat. Mamă, ce combo bengos are ăsta. Ăsta mi-a băgat foc prin ceafă și mi-a ieșit pe gură. Ok, easy peasy. Da, nu, gen, cum, trebuie să mă joc asta mai des, să fiu obișnuit cu toate controlele. Uite, aici trebuie să-i dau un combo de mama lui. Hai că dai frumos, hâți. Shit. No, au făcut el schemă, dar degeaba, că nu m-a prins. Ok, acum m-a prins. Și eu știu o schemă, fii atent, atât știu cu Liu Kang. Bom, să dau cu piciorul ăla de foc. Shit. Și mi-ați lăsat în comentarii, voiam să vă mulțumesc, fiindcă mulți mi-ați spus că pot da cu Fatal Blow numai când sunt eu low HP. Your fire is out. No, bun, păi și atunci ce ai făcut dacă n-ai putut să le oprești? Mamă, cine vine? El a plecat. Asta e trap de la de poisonous gas. Presupun. Sau poate e doar sleeping gas și ea doarme numai. Dar ce l-a fix o nimerit fix în cușcă, știi, nu în țepi. Ia să vedem cine apare. Scorpion cu... Ah, e Scorpion din trecut ăsta. Our plans require that you live. Ia auzi. What happened to you? An untimely death like yours due to Raiden's incompetence. Ok. You cannot turn us against him. We know about our deaths. They were caused by our mistakes. You have been deceived, Liu Kang. Hai să ne jucăm tot cu Liu Kang, dacă tot cu el ne-am jucat până acum, nu? Hăți. A, pe stai. A, eu cu Liu Kang mă bat cu asta. Bun, hai să vedem. I-am dat un monk în freză. Ok, that was nice. Oh, oh, oh. No, ce înseamnă aia? Mamă, zici că e Scorpion cu schema aia. Nu prea știu scheme cu Mr. Liu Kang. Ok, asta o știu. Sper să nu dea Fatal Blow. Aș vrea să văd Fatal Blow-ul lui Liu Kang ăsta. No, mă, ea râde de mine și ea e moartă. No, păi Gigi, ce să zic. Se simte drăguț, Liu Kang. Boings. E
Interesant cum funcționează blocul în jocul ăsta, fiindcă dacă tu ții garda sus, de exemplu, și o dau cu ceva, dau jos, tot te lovesc. Și dacă ții garda jos, înainte în celelalte Mortal Kombat, dacă țineai garda jos, erai aproape invincibil. Dar aici, dacă vin cu o lovitură de asta, gen... nu de asta. Tai, să văd dacă-mi iese. Du-te tu de aici. Dar nu-mi iese, nu știu cum să o fac. Da, îs lovituri care dau de sus în jos, cum ar veni, știi? Și degeaba stai tu jos și țigar dacă tot îți iei damage full. Nimă. Oh, și 2v1 acum. Nu prea iese 2v1. No, amândoi oare se întâlnesc scorpionii ăștia, amândoi unde ori plecat. Răspund că s-au dus în același loc, nu? Dragon Grotto is through there. What if the next revenants we have to fight are us? Okay. Then we fight them, Kung Lao. Ah, aici ajungem la tipa aia cheală cu timpul. Mi-a zis mai multe legat de tipa asta cu timpul. Wow. Elder Gods. Mamă, ce cool arată. Elder Gods. The crisis is grave indeed, Raiden. Every being will be erased in a temporal Armageddon. Even we Elder Gods, already our power weakens. I will fight Cetrion, but how? You must find Chronica's Keep and gain control of her hourglass. Mamă, aia cu timpul chiar și pe titanii șterge. Ok. Speak your mind, Raiden. Since this time merger, I have learned about my future. That my champions fall. That I become a tyrant. If Kronika is defeated, will I be consigned to this grim fate? The restoration of time will not predetermine your destiny. That is for you to share. Ok. Asta înseamnă că, gen, întoarcem timpul și ăsta are o a doua șansă. Toți au o a doua șansă să-mi devină răi, să zic așa. That's very nice, ca să fie o poveste cu final fericit. No, bun, cineva a fost pe aici. Îmi scuze dacă ia doi scorpioni spre cine acolo în sordus ei. Terminăm povestea. Cine e ăsta? They said you'd come. Who said? Who do you think, Kung Lao? Ăștia sunt ei zombie. Mamă cum arată. No, bun, hai să dăm 1v1. Sper că mă bat gen Liu Kang versus Kung Lao și Kung Lao versus Liu Kang. Our future may be tragic, but it's not Lord Raiden's fault. You've both been warped by Shinnok's evil. Shao Kahn snapped my neck in the arena. Raiden saw it coming and did nothing. I would have defeated Shao Kahn, but Raiden wanted the glory. His lightning cut me down. Sunt curios dacă asta s-a luat în povestea trecută sau nu. One day Raiden will betray you. Că nu mi-amintesc de faza asta. Mă, hai să ne batem cu Kung Lao ăsta, să vedem ce știe. Cu ăsta nu ne-am bătut încă. E Kung Lao versus Kung Lao. Enervant. You owe Kronika. She saved your life by stopping. No, hai să vedem. Păi și cum fac șurile alea? Ok. Am vrut să fac nu știu ce schemă. Shit. Ok, that's nice. Hai că ăsta până acum se simte mai bine un pic decât Liu Kang, sincer, parcă. No. Ok, da, eu, dacă mi-au zis asta tot ciudat, e fiindcă încerc tot felul de comburi, că știu cum se fac comburile în mare în jocul ăsta.
Și cam la toate caracterele se fac la fel, știi, și aș vrea să văd ce face fiecare combo de la fiecare caracter, să zic așa. Uite așa, bom, încă una, a, aici trebuia să-l prind, când era în cădere. Asta e un combo fain, dar trebuie să-l lovesc până cade. Mi se pare slab oponentul meu. No, no. O, ce tare. A, deci eu pot să-mi dau vântul ăla și după aia să fug spre el și vântul ăla încă rămâne și îl învârte. Sper că o să câștige și asta. Nice. Is it me or could they be telling the truth? Worry about it later. We have bigger problems. Păi și ăsta e... Sunt curios dacă ăsta e caracter în joc. Arată super cool. No, bun. With this power, Kronika will remake history. What? A, păi, a fost mai ușor decât am crezut. That was easy. Na, mă. S-au făcut nisip. Ok, that was cool. I, Geras, am a fixed point in time. With every death and rebirth, I grow stronger. Mamă. Sper că nu mă pune să aleg cu cine să mă bat cu el, că n-ar fi corect, zic eu. No, hai, hai Kung Lao, na. Să fac două lupte și două lupte. You're good, but you're no great Kung Lao. Okay. You've met my ancestor? He stood a chance against me. Da, de ce nu se bate ăștia 2v1, mă întreb. Adică nu, n-aș putea, știi, în fight. No. Shit, am ratat. Ok, no, wow. Mamă. Îmi plac abilitățile lui ăsta. A, uite, tornada aia, cum pot să iau după mine, ce cool e-i. Fatal blow? N-aș vrea să-i văd fatal blow-ul ăsta. Păi și eu o să reușesc să-l bat, gen? Oh, mi-a dat fatal blow, shit. What? Mi-a dat una și-a dat timpul înapoi. O oprit timpul ăsta, bă, ce cool e-i. Mamă, cât e de cool. Bă, nebună, m-a bătut. Oh my god. Mamă, dar e cool tipul ăsta. Îți crezi cum se simte să te joci cu el? No, no, no. Bun, double ciocan. Iar mi-a făcut schema aia, damn. Nice. Sper că nu te pui să ăla-i. Shit. Bun, 1-1. Și acum trebuie să-l bat. Îi pare super cool tipul ăla. Îi drăguț și Kung Lao, dar nu prea, nu-mi place așa. Gen, se simte bine, dar nu-mi place stilul lui cum arată, așa vizual. Auci. Rip coaste. Nice, cum l-am prins din aer. Bă, dar de ce nu l-a turnat aia? Hello? Bă, dar turnat aia nu te mai afectează. Au, ce urmă prins. Bun, eu. Oh, mi-a blocat fatal blow și m-a bătut. Damn, am fost eu greedy, nu trebuia să forțez fatal blow-ul ăla. E faină mecanica, hai să încercăm din nou. Oare pot să încerc cu Liu Kang de data asta?
E faină mecanica cu Fatal Blow, că te poate salva din anumite situații, dar te face și greedy în același timp. Hai cu Liu Kang de data asta, na. Files. Să vedem. Mamă, s-a numit zis Vile și gata. Sizing me up. Kronika has a keen interest in you. It's why she recruited your revenant self. Serve her. She will bless you. No bine. Hai. Fight. Ops. Mi-a dat mare nisip în ochi. Mamă ce cool e, ăla oprește timpul. Ah. Bun. Mare nunchuck în frezoană. LOL, n-am fost în range. Și mi-a dat Fatal Blow și aproape mă omoară cu Fatal Blow. Damn. Damn. Nu cred, iar m-a bătut. Bă, am încercat să-i dau Fatal Blow. Mare bait. Hai să vedem, reușim să facem 1-1. Ăla. Oh, l-am ratat. Trebuie să spamez abilitățile astea de movement mai des. No, bun, nu au nicio șansă acum. Trebuie să spamez, no, să nu mai încerc atâtea scheme noi, să le spamez pe alea pe care le știu. No, 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 a început cam bine, nu ți se pare? Shit, l-am ratat acolo. Hei, 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 punish. Nu! Bă, ce fain e schema aia. Asta era cea mai OP schemă în Mortal Kombat 3, sau nu mai știu care era la popular când eram eu mic. 3 sau 4? Bun, în sfârșit. Uite, am deblocat Liu Kang zombie. Ați văzut? Jos acolo arătat. Your reputation. I respect your spirit, but Kronika's will must be done. Okay. A, păi, cam OP tipul ăsta. A oprit timpul, pur și simplu. Nu, mă. It's dangerous to let them live. If they die, their revenant selves will cease to exist. We need them to defend the. Asta seamănă cu tipa cheală din Doctor Strange, dacă știți, maestru ăla. Yet again, Liu Kang. You've chosen the wrong destiny. Boings. Nu, no, și-or plecat. Apoi ăla putea să oprească timpul să-i taie pe amândoi și gata. A, dar trebuia să trăiască, de fapt, așa au zis asta, adevărat. Mamă, ce cool e robotul. I now have the energy to re-sculpt the sands of time. The Netherrealm's undead army will protect the keep as I work. Shao Kahn, when will you deliver the Outworld army? Soon. It will be mine once Kotal is killed. And what is your progress, Sector? The Cyberlink Quay factory is modified to your specifications. Production exceeds projections. Oare cum ne dă cu Shao Kahn să-l batem pe Kotal ăla iarăși? Nimă, ăștia se bat. Lord Raiden, what did the Elder God say? We must find Kronika. Wrest the control of history from her. If we succeed, our destiny can change. Ce bătrân pare Raiden. So what we were told is true? You were involved in our deaths? Yes.
Had the timeline continued, my decisions would have led to your deaths. But the Elder Gods assure me that such a future is not inevitable. This is but one of many possible timelines. That is a lot to take on faith. Rest assured, Kung Lao. I am aware now of what may come. I will not bring harm to either of you. You have my vow. Thank you, Lord Raiden. We must find Kronika's keep and strike it, as hard and as fast as we can muster, before all is lost. Ok. Și cu cine ne dă? Că acum teoretic începe următorul capitol. What have you learned about Kronika's effect on Earthrealm? We're tracking sites around the globe with major temporal anomalies. Picture's still fuzzy. Our kid's something, isn't she? I see no pattern, so... Oh, Cage. I'm not your Sonya. Sorry. Too easy to forget. We've prioritized info that correlates attacks from the Netherrealm with time anomalies. Helpful. But we have more to worry about than the Netherrealm. Yeah, we do. Grandmaster Sub-Zero reports heavy losses to his Lin Kuei clan. The Time Merger has resurrected his old enemy, Sector. Okay. Sector? Deci o să ne dea cu Sub-Zero, probabil. Is he not the Grandmaster who years ago enslaved the Lin Kuei? That's him. He's reactivating and upgrading the same factory he built to convert the Lin Kuei into cyber. Okay, nu știam povestea asta cu roboții. Undoubtedly, to construct new and more powerful cyber Lin Kuei. Kronika may seek to co-opt them. What of Sub-Zero? Already on his way to shut down the factory. No, bun, deci sunt de acord cu Sub-Zero să-i batem pe roboții ăștia care e vechiul Grandmaster. Hanzo, nu mai știam aia. Știu că Sub-Zero e acum Grandmaster la școala lui de Shaolin sau ceva genul, Fire and Ice, Sub-Zero and Scorpion. Ok. Nimă ce cicatrice are. Și acolo se fac roboții și probabil să ne batem cu roboți, nu? Cine e ăsta? Ăsta e Scorpion! Dar vrea să-l bată sau o sprecin? Your hearing is failing. I recognized your footsteps, Hunter. Ah, lol, nu-i... What? Where's Sector? I will not let him threaten my Asta e Tigersul lui Scorpion. The old Cyber Lin Kuei factory was defunct, buried beneath this quarry. Until the time disruption. Now, Sector's returned and reactivated it. He's building an army by processing Lin Kuei warriors kidnapped from my temple. I can see why you need me. Okay, we could enter through that tunnel, but a frontal assault would be bloody, needlessly dangerous. There's another entrance, less populated. And the rest of your plan? We get help on the inside. O să cer ajutor probabil de la că toți Shaolinii lui Sub-Zero, ci că în caz că n-ați înțeles, toți Shaolinii lui Sub-Zero sprinși, mamă cum s-au dus amândoi pe robot. Ori fost răpiți gen și transformă în roboți de ăștia. Că noi știu se bată deja și îi fac roboți și probabil și mai șmecheri. Mamă, dacă cât-or băgat în robotul ăla ca să moară. Holy shit. Acu probabil urmează prima luptă, nu că vine cineva să-i întâmpine. În timp ce unul din ăștia doi se bate cu cine vine, celălalt trebuie să facă ceva probabil. Mamă, dar ce brutal e jocul. Gori așa, bloody. Asta e de la templul lui, cred că e sigil de la. We'll avenge your clan. Nu știu cine să știa. Îl știu pe ăla din stânga, dar am uitat cum îl cheamă. Așa, asta e Kronika aia. Aici e tot ascunsă oare? What the fuck? Cyrix is your inside man.
perverted against his will. If we disable the behavior inhibitors that control him, he will turn on Sektor. All Cyber Lin Kuei are linked to a common network. Cyrax can shut them down from within. I don't know. Focus on disabling Cyrax. He's the key. We require additional candidates for cyberization. Once delivered, how long before the next generation is born? Oh, Lola, cu timpul și-o înghețat-o. Mamă, ce badass. What? Nu e cu timpul. Nu, la asta nu mă așteptam. You corrupted our clan when you made peace with this Shirai Ryu filth. With Kronika's help, I will restore the Lin Kuei. Are Oki ca în Shadow Fight. No, bun, ne batem cu Sub-Zero, clar. Dar noi ne oprim aici. Că e capitol nou, nu? Da, e capitol nou, e Fire and Ice. Asta oare fi fiică sa? Vom afla în episodul următor. Bun, dă-i cu stop. Bun chat, am văzut că mi-ați dat și comentarii în care îmi spuneți să fac chestia asta pe live. Am zis că vreau să fie povestea făcută în videouri, că e mai, în caz că cineva e interesat să vadă povestea, e mai ușor să o vedeți prin videouri. Și o să fac live cu următoarele challenge-uri și tot felul de chestii, cu turnurile alea, Tower of Time. O să fac probabil și episoade, dar și live-uri. Vedem ce e de făcut în joc. Ești curios dacă o să putem să ne jucăm și împreună, gen online, cumva, ar fi super, super, super tare. Bun, asta a fost cu episodul ăsta. Ne vedem mâine cu un alt episod, cum v-am promis. Am înțeles că sunt 12 capitole, asta înseamnă 12 zile consecutive de episoade de, era zic, de Fortnite, de Mortal Kombat. Să aveți o zi super faină, ne vedem pe mâine, bye, bye.